Bună seara și bine ați venit la Școala Digitală pentru ONG-uri. Eu sunt Ana Stamătescu, coordonatorul acestui program creat de Asociația TEXU și o să mă tot auziți în cadrul webinarilor. Pentru aceia dintre voi care nu ne cunosc, Asociația TEXU este cel mai mare centru de resurse de tehnologie pentru ONG-uri din țară. Programul TEXU, principalul program pe care îl derulăm și pe care majoritatea îl știți, este un program de resurse IT pentru organizații non-guvernamentale care vă oferă acces la produse software și servicii cloud. Programul este derulat în parteneriat cu TEXU Global și este prezent în 236 de țări. Odată înscris și validat în programul TEXU, ONG-ul vostru are acces la produse software profesionale și licențe. De asemenea, organizațiile eligibile pot accesa servicii și alte produse cloud de la Microsoft și Google. Peste 2200 de organizații sunt deja înscrise în program. Anul acesta este cea a doua ediție a Școlii Digitale. Acesta este cel de-al patrulea webinar din cadrul ediției de anul acesta, care va dura până în luna iulie. Anul trecut am pornit proiectul ONG Online cu sprijinul fondului ONG în România și a cuprins, pe foarte scurt, 11 webinarii online și 6 evenimente offline în țară. Pe site-ul ongonline.texu.ro găsiți toate webinarele și resursele din prima ediție. Anul acesta, în cadrul fiecărui webinar, veți primi și o temă. Această temă este opțională, dar recomandată pentru a vă completa experiența dumneavoastră de învățare. Participanții cu o prezență la minim 6 webinarii cu teme făcute vor primi la sfârșit și o diplomă specială. Astăzi avem un webinar de care suntem tare mândri. O avem ca invitată pe Oana Preda, director la Centrul de Resurse pentru Participare Publică, sau, pe scurt, CERE. Oana este unul dintre cei mai activi și vocali susținători ai implicării civice în România. Iar organizația pe care o coordonează, CERE, susține peste 15 grupuri de inițiativă civică în București, organizate acum și în Rețeaua Civică București. CERE premiază anual succesele implicării civice în Gala Participării Publice, la care am participat și noi cu întreaga noastră echipă. Mai multe despre ea și CERE o să povestească chiar ea în minutele următoare. Dar, înainte să începem, câteva precizări de natură tehnică. Acest webinar va fi înregistrat. Este înregistrat. Pentru cei care nu ați mai participat la un webinar, un webinar este o prezentare online în care puteți adresa întrebări pe parcurs sau după. Puteți adresa întrebările voastre pe chat, pe chatul din dreapta ecranului, iar noi le vom citi pentru ca ele să rămână înregistrate. Microfoanele voastre sunt oprite pentru a nu crea zgomote pentru înregistrare. Oana, când vrei, poți începe. Bună! Eu sunt Oana. Deja Ana a făcut o prezentare care nu știu dacă o merit. Mai zic doar un lucru despre mine. Uite, acum am citit e-mail-ul și nu știu ce să fac. Mai zic un singur lucru despre mine. Am ținut multe cursuri, dar n-am ținut niciodată un webinar. Este prima oară și mi se pare așa foarte ciudat să vorbesc singură în fața calculatorului. Așa că, ca să dăm o urmă de interacțiune, de interactivitate acestei discuții, v-aș ruga tare mult să nu fiți zgârciți cu întrebările, să nu le păstrați până la sfârșitul întâlnirii noastre, să le puneți pe parcurs. Am pregătit o prezentare ca să avem totuși un suport vizual. Sper să mă descurc să o și vedeți. Cred că o vedeți. Da, o vedem. Când o să înceapă, o să vedem. Mai bine. Mulțumesc că se vede că sunt obișnuită ca să am așa feedback continuu. Bine, o să intru direct în pâine ca să mă relaxez așa în fața calculatorului. Vorbim despre organizare comunitară și despre advocacy. Două concepte care sunt foarte înrugite, atât de înrugite încât parcă nici n-au sens așa unul fără altul. Și până să intru eu în definiții de manual ale acestor doi termeni, am pregătit un scurt filmuleț.
este un film care arată practic produsul unui proces de organizare comunitară și în același timp o etapă dintr-o campanie de advocacy. Este un filmuleț de la o acțiune pe care Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea, fost un grup de inițiativă cetățenească, Inițiativa Prelungirea Ghencea, a avut un weekendul acesta. Este o organizație care militează pentru infrastructură mai bună în zona Prelungirea Ghencea, iar acest eveniment despre asta a fost și vă las să-l vedeți. Oana, nu avem sunet, dacă poți da drumul la sunet. Păi eu am dat? Cum să fac eu asta? Tai căști, te rog să le scoți din mufă și să lași sunetul. Mie bine. De capitală cu instituțiile implicate, dar
face trotuare în prelungirea Ghencea, dar nu ne mulțumește numai așa, pentru că proiectul de lărgire, după cum am spus, e blocat în cauza celor 100 de metri, din cauza necesității de a se relua studiul de fetabilitate și punctul de sărui 6. Mulțumirea noastră pentru acest drum, după cum vedeți, a devenit o luptă pentru demnitate, pentru condiții civilizate de trai. Nu dorim lux, dar vrem să fie respectat și vrem ca autoritățile să-și facă treaba. Sperăm ca acești copii să nu mai fie nevoiți să petreacă ore întregi în mașină dinspre casă, spre școală și invers, măcar de ei să meargă pe trotuare, măcar de ei să ne petre autoritățile, pentru că noi trăiția lor, practică de taxe și impozite, nu prea ne poate. Bun. Deci, cum spuneam mai devreme, asta este un produs al unui proces de organizare comunitară și, în același timp, o acțiune de advocacy. Pentru început, am pregătit așa două definiții de manual, dar promit că nu o să vă plictisesc prea mult cu definiții din carte. Dar am vrut doar să, în fine, fixăm niște cunoștințe, să știm că suntem cu toții pe aceeași pagină când vorbim despre organizare comunitară și despre advocacy. Cartea zice așa, că organizarea comunitară înseamnă dezvoltarea unui lider și puternic care poate coagula comunitatea în jurul unor probleme comune, capabil să construiască un grup comunitar care poate aduna resurse pentru a dobândi puterea de care comunitatea are nevoie pentru a produce schimbarea dorită. Așa, cu cuvintele noastre, lăsăm cartea la o parte. Practic, vorbim despre un grup de oameni care reușesc să mobilizeze comunitatea în care trăiesc în jurul unor probleme sau unor interese comune. Asta este organizare comunitară așa foarte pe scurt. Despre advocacy, manualul zice că este efortul organizat și coordonat al unei organizații sau grup de organizații sau grup de cetățeni, deci cum sunt cei din prelungirea Ghencea, de a determina un factor de decizie, fie că e primăria, fie că e guvernul, fie că e directorul de școală, să facă sau să nu facă ceva. Un proces de advocacy întotdeauna presupune o cauză de interes public și mobilizarea comunității afectate, în povestea noastră de mai devreme, a comunității din prelungirea Ghencea. Deci cam astea sunt cele două concepte despre care povestesc astăzi, pe rând. Începem cu organizare comunitară. Și aici m-am gândit să vă povestesc un pic despre unul dintre grupurile cu care noi lucrăm. Este unul dintre veteranii noștri, grupul de inițiativă la Cultei. Este un grup care a început să funcționeze la sfârșitul lui 2009, atunci ce a intrat în cartierul respectiv cu intenția de a începe un proces de organizare comunitară. Oamenii ăștia s-au adunat la vremea respectivă în jurul lipsei problemei pe care ei au definit-o atunci ca fiind lipsa locurilor de parcare. Poliția rutieră, de curând,
interzisese parcarea mașinilor pe Bulevardul Laputei. E o zonă destul de densă, cu multe blocuri, multe mașini și oamenii efectiv nu mai aveau ce să facă cu mașinile. Grupul Inițiativa Laputei, în 2009-2010, a reușit să convingă autoritățile să permită totuși parcarea mașinilor pe o bandă a Bulevardului după ora 18 după amiaza și în timpul weekendului. Asta a fost prima problemă pe care ei au abordat-o și au rezolvat-o. După care, următoarea situație care i-a dus împreună era lipsa unui trotuar pe o străduță mică care se numește Alea Județului. Era o fostă zonă pietonală, între timp devenită rutieră, dar rămasă fără trotuar. Și de acolo lumea care cobora din bloc, cobora direct pe carosabil. Au reușit la vremea aia, nu știu, cred că 2010 sau 2011 era, să convingă primăria să construiască un trotuar. Așa a început grupul ăsta de inițiativă din Lacul Tei, grup care există și funcționează și acum. În momentul ăsta ei au 20-25 de membri activi. După cum îi vedeți în fotografia asta, sunt oameni foarte diversi, și mai tineri și mai în vârstă, de diverse profesii, cu diverse ocupații. Acționează în jurul parcului, circului și a felului în care arată acest loc important pentru cartierul lor. Este un grup care comunică constant cu comunitatea locală. Au un ziar propriu care se numește Foaia de Tei și au tipărit și distribuit până acum 6 numere ale acestui ziar. Administrează un mic spațiu fizic care se numește Centrul Comunitar Tei, care se află chiar în parcul circului. Iau mereu pulsul comunității, dacă sunteți curioși, chiar în weekendul următor o să aibă un eveniment în parc. Au făcut un formular și lumea acolo poate să completeze cu probleme pe care oamenii consideră că le are cartierul. În weekend se întâlnesc mai mulți vecini, discută despre problemele astea, urmând ca ulterior grupul să meargă într-o audiență la primărie, unde se prezinte primăriei sectorului 2 problemele semnalate de oameni. De altfel, ei fac destul de des genul ăsta de acțiuni, prin care încearcă să aducă pe masa primăriei diverse probleme pe care oamenii din cartier le semnalează. Pe lângă asta, se concentrează foarte mult pe o situație din parcul circului, care constă în faptul că lacul de acolo are din ce în ce mai puțină apă și seacă și urmează să se concentreze în viitor pe toată salba de lacuri din partea de nord a Bucureștiului. Ăsta este grupul de inițiativă Lacul Tei, care s-a format și crește în urma unui proces de organizare comunitară pe care CERL a dezvoltat acolo în cartier. Avem un organizator comunitar care lucrează cu oamenii ăștia, comunică cu ei permanent, îi ajută să-și planifice și să-și pună în practică activitățile, îi ajută să se pregătească pentru audiențe la primărie, să-și pregătească evenimentele de cartier. Cu alte cuvinte, îi ajută să funcționeze ca grup și să acționeze ca grup. Câteva lucruri am pregătit despre cum se formează și crește un astfel de grup de cetățeni, care practic este inima unui proces de organizare comunitară. Primul pas pe care l-am făcut noi în cartierele în care am lucrat a fost să încercăm să cunoaștem foarte bine locul. Să cunoaștem cartierul, să cunoaștem oamenii, să înțelegem problemele pe care ei le au, să înțelegem ce interese colective există, să ne dăm seama care sunt oamenii care au un pic de potențial de activist și care sunt problemele în jurul cărora acești oameni s-ar reuni. Practic, această primă etapă se întâmplă cu foarte multe conversații unul la unul. La vremea la care am intrat în cartierul Lacul Tei, pur și simplu colega mea, care atunci era organizator comunitar, a bătut la câteva zeci de uși, de fapt nu, a bătut la câteva sute de uși și a stat de vorbă cu câteva zeci de oameni, încercând să afle de la oamenii cartierului cât mai multe lucruri despre cartier. După acest prim pas, urmează formarea unui prim nucleu al grupului. În urma acestei lungi serii de interviuri, au fost identificați
câțiva oameni cu potențial de activist. Și oamenii ăștia au fost aduși împreună, au fost sprijiniți în așa fel încât să-și identifice problemele și interesele comune și ajutat să funcționeze ca un mic grup ușor. Pentru că pe oameni nu îi ține împreună faptul că se întâlnesc și stau de vorbă despre cartier, ci îi ține împreună de multe ori acțiunea, urmează construirea unui plan de acțiune. Deci stabilim ce ne doare, ce vrem să rezolvăm și ne gândim cum putem să rezolvăm această problemă. Avem un plan de acțiune și apoi niște acțiuni puse în practică. Cum a fost marșul din prelungirea Ghencea, din filmulețul pe care l-ați văzut, sau cum o să fie acțiunea de sâmbătă asta din Parcul Circului. Fiecare acțiune pe care o organizează un grup de cetățeni este un nou prilej de a crește. Încercăm să folosim fiecare activitate pentru a atrage noi oameni, pentru a intra în contact cu noi membrii ai comunității și a invita să facă parte din grup și pentru a consolida legăturile astea cu comunitatea. Iarăși urmează plan de acțiune, iarăși urmează noi acțiuni, iarăși urmează creșterea grupului și tot așa până grupul începe să funcționeze ca o organizație reprezentativă pentru comunitatea în care funcționează. Cam asta este felul în care se formează și crește un grup de inițiativă. Și pentru că webinarul acesta se numește 5 strategii, am hotărât să număr diversele strategii. Și aici le avem pe primele două. Oana, scuze că atunci... te rup puțin. Dacă poți, da, să spui căștile și să folosești microfonul de la căști, auzim un ecou. Sunt cu căștile și folosesc microfonul de la căști. Ok, atunci poți... Poate să țin microfonul mai aproape. Da, te rog. E mai bine așa? E mai bine acum? Continuă așa, mulțumesc. Bine, mulțumesc și eu. Bun, deci avem două strategii de formare a unui grup. Pe de o parte, putem să pornim de la oameni. Așa cum am povestit mai devreme, în tura asta de interviuri din cartier, încercăm să identificăm oameni care au potențial de activist. Și apoi îi aducem împreună și vedem care sunt problemele care i-ar putea ține împreună și care i-ar putea mobiliza pentru acțiune. O altă strategie este să pornești de la o problemă. Cunoști o problemă, fie că este într-un cartier, fie că este o problemă a unui grup de interese, deci nu e neapărat localizată geografic, și te duci către oamenii care sunt afectați de problema respectivă și eventual interesați să acționeze pentru rezolvarea ei. Acum o să fac o secundă pauză să văd dacă avem întrebări. Avem o întrebare legat de filmuleț. Cum s-a făcut această decizie de parcare pe banda bulevardului, dacă o vezi? Da, o văd. Deci cum s-a luat această decizie de parcare pe o banda bulevardului? Mai exact, la ce mod s-a oficializat? Așa ca o înțelegere amicală sau s-a făcut cunoscut public, semnalizat stradal sau cum? Este absolut oficial semnalizat stradal. Deci sub semnele alea de interzis parcarea, sunt niște plăcuțe pe care scrie cu excepția intervalului orar, nu știu care, și a zilelor de sâmbătă și duminică. Deci a fost un răspuns și o aplicare a soluției absolut oficială. De altfel, în campaniile în care lucrăm, noi sfătuim întotdeauna oamenii cu care lucrăm să nu se lase păcăliți de vorbe și să nu accepte jumătăți de măsură. Pe modelul ne înțelegem noi, suntem oameni, haideți, parcați că nu o să vă ridice nimeni mașinile. Și atunci, și în cazul ăsta, cumva s-a oficializat soluția. Și mai este o întrebare? A început? Da, a început. Se spune aici că vedem doar o bucățică din prezentare. Acum se vede oare mai bine? Da, s-a rezolvat. Fiind o prezentare prezi, noi vedem bucățele. Okay. Este ok. Da, îmi pare rău. Nu știu cum să fac să fie mai bine. Oana, nu e nicio problemă. Așa trebuie să se vadă, fiind prezentare prezi. Bine. Bine.
Deci am vorbit un pic, așa foarte pe scurt, despre organizare comunitară și despre cum se formează un grup de inițiativă, grup care, așa cum ați văzut în exemplul Asociației Prelungirea Dincea, chiar se poate oficializa să devină o organizație neguvernamentală. Din punctul nostru de vedere, asta nu este o chestiune neapărat necesară. Noi sfătuim pe oamenii cu care lucrăm să facă pasul acesta al oficializării doar atunci când se simt pregătiți să facă lucrul ăsta și când simt că au această nevoie. Altfel, un grup de inițiativă poate să funcționeze foarte bine informal, fără să aibă ștampilă și statut înscris la judecătorie. Și acum răspund la întrebările care mi s-au pus așa de-a lungul timpului. Noi am observat că pe măsură ce oamenii au fost perseverenți, pe măsură ce grupurile astea au fost active și perseverente, au început a fi recunoscute de autoritățile locale, pentru că, în general, ei au intrat mai mult în relație cu autoritățile locale decât cu cele centrale. Au început să fie recunoscuți de aceste autorități, indiferent de faptul că au sau nu au ștampilă și statut. Bun. Ideea de acțiune ne duce către termenul de advocacy, care, practic, este șirul de acțiuni pe care îl face un grup de inițiativă cetățenească. Sigur, pot să-l facă și organizații neguvernamentale, coaliții, tot felul de entități, însă și grupurile înființate în urma unui proces de organizare comunitară fac advocacy. De regulă, scopul lor este să determine autoritățile să rezolve diverse probleme pe care ei le semnalează la nivelul cartierelor în care locuiesc. Și am mai pus odată definiția acestui termen ca să plecăm iarăși cu ea. Deci advocacy este efortul coordonat, bine organizat, de a influența o decizie publică, de a influența un factor de decizie să facă sau să nu facă ceva. Și e foarte important că într-un proces de advocacy avem de a face cu o cauză de interes public, deci nu este neapărat o problemă individuală pe care vreau eu să o rezolv, este o problemă publică. Și avem de asemenea de a face cu mobilizarea comunității afectate. Oamenii care sunt afectați de problema respectivă participă la aceste eforturi de a convinge autoritățile să rezolve această problemă. Am pus pe slide-ul următor câteva elemente pe care le conține strategia unei campanii de advocacy. Primul și foarte important este care este problema. Și deși pare simplu, nu întotdeauna este simplu, mai ales că e foarte important ca această problemă să fie formulată extrem de clar, să cuprindă elemente foarte concrete. De exemplu, este vag să spui problema este parcul din cartier, nu este bine amenajat, este mult mai clar dacă spui în parc nu există suficiente bănci, coșurile de gunoi sunt sparte, aparatele de joacă pentru copii sunt foarte vechi și copiii se rănesc. Și atunci când planifici o campanie de advocacy, fie că ești un grup de cetățeni, fie că ești o mare organizație, e foarte important să pui punctul pe ei și să reușești să identifici foarte bine problema. Pasul 2 în strategia unei campanii este să propunem o soluție. Care este soluția pe care o propunem? Ce vrem noi? Pentru ce anume milităm? Și aici, iarăși, noi recomandăm soluții foarte clare și concrete. De exemplu, nu vorbim despre reamenajarea parcului Istru, ci vorbim despre 5 bănci noi în parcul Istru, înlocuirea aparatelor de joacă, înlocuirea coșurilor de gunoi, vopsirea gardului care înconjoară parcul. Astea sunt lucrurile pentru care milităm. Așa sună o soluție concretă. Un alt pas care este extrem de important este să stabilim cu mare acuratețe cine sunt țintele campaniei, cui ne adresăm în această campanie, cine sunt factorii de decizie care au în fișa de post rezolvarea problemei pe care noi o ridicăm. Și aici, în funcție de complexitatea problemei, identificarea țintelor poate să fie un pas foarte complicat.
De exemplu, am lucrat foarte mult cu un grup de cetățeni din bunul tabere din zona Favorit, care au dorit să convingă autoritățile locale să redea cartierului fostul cinematograf Favorit. Este o clădire în paragină, închisă de ani de zile, de-a lungul timpului a fost concesionată, în fine, s-au întâmplat diverse lucruri acolo, acum e o clădire în paragină cu lacătul pe ea și oamenii ăștia vreau să convingă autoritățile să reamenajeze clădirea respectivă și să o redea comunității sub forma unui centru cultural comunitar. Pasul ăsta al strategiei de a identifica țintele a fost foarte dificil, întrucât clădirea cinematografului era administrată de Primăria Sectorului 6 și Consiliul Local al Sectorului 6, însă de fapt ea aparținea Regiei Autonome a Cinematografelor, care se afla în subordinea Ministerului Culturii. Și nu era suficient ca Ministerul Culturii să aprobe alocarea acestui spațiu către Primăria Sectorului 6, căci Primăria Sectorului 6 nu poate avea patrimoniu, doar Primăria Municipiului București poate avea patrimoniu. Și atunci circuitul era ca Ministerul Culturii să pună cinematograful Favorit în patrimoniul Primăriei Capitalei și Primăria Capitalei să dea Primăriei Sectorului 6 dreptul de a administra acest spațiu. Deci, secvența aceasta în care organizatorii într-o campanie de advocacy identifică țintele nu este întotdeauna foarte simplă și necesită un proces destul de amplu de documentare. Următorul pas este să vedem cine ne susține. Să zicem că suntem o organizație sau un grup de cetățeni. Dar ați văzut că la marșul din prelungirea Ghencea au fost în jur de 1000 de oameni. Poate că nu orice campanie are nevoie de 1000 de susținători, dar totuși e foarte important să poți arăta țintelor că sunt mulți oameni care sunt afectați de problema pe care tu o pui pe masă și care mai mult decât atât sunt dispuși să activeze pentru problema respectivă. Și atunci, din aproape în aproape, trebuie să vedem cine ar putea să ne susțină și mai ales cine este dispus să o facă. Dar următorul pas în strategia unei campanii de advocacy sunt acțiunile. Practic, ce facem noi concret? În advocacy le numim și tactici. Dacă vreți o luăm de jos în sus, tacticile sunt ceea ce facem noi concret, împreună cu susținătorii și aliații noștri, în așa fel încât să convingem țintele să adopte soluția pe care o propunem și să rezolve problema pe care le-am pus-o pe masă. Cam așa arată tabloul unei strategii de advocacy. Acțiunile pot fi împărțite în mai multe etape. Nu este o rețetă, așa cum am scris aici pe slide-ul ăsta, este pur și simplu o posibilă etapizare într-o campanie de advocacy. Primul pas ar fi documentarea. Este efortul prin care aflăm cât se poate de multe lucruri despre problema pe care o propunem, despre soluția pe care o propunem, stabilim argumentele, aflăm cine sunt țintele, cine de ce se ocupă, ce instituție, ce atribuții are, ce legi sunt importante pentru subiectul respectiv și așa mai departe. Odată ce știm lucrurile astea, începem să atragem susținători și asta crește puterea grupului nostru. Un alt pas este sensibilizarea și aici putem să vorbim și despre public, sensibilizarea publicului și despre autorități, sensibilizarea autorităților cu privire la problema respectivă. Este o etapă prin care problema devine vizibilă și deci mai greu de ignorat. Avem mulți susținători, suntem puternici, problema pe care o punem pe masă devine vizibilă și greu de ignorat, atunci începem o abordare directă a autorităților, convingându-le să ia măsuri pentru rezolvarea problemei respective. Și ne întoarcem la a număra strategiile. Putem folosi într-o campanie de advocacy trei tipuri de strategii sau oricâte combinații dintre acestea trei. Prima ar fi strategia de informare și este de fapt pasul cu care orice campanie începe. Presupune că publicul, factorii de decizie, diversi noștri susținători,
sunt aduși la același nivel de înțelegere asupra problemei, astfel încât să fie convinși să acționeze în favoarea rezolvării acesteia. Dacă vreți așa un exemplu foarte simplu, să presupunem că vrem reamenajarea unui parc, cu tot ce presupune asta, schimbat bănci, înlocuit aparate de joacă, reparat coșuri de gunoi, schimbat gazonul și pus altul nou. Strategia de informare este aceea în care mă duc la primărie și, și explic situația, arăt cum arată parcul, de când au mai fost înlocuite băncile, cum arată aparatele de joacă și așa mai departe, presupunând că odată ce autoritățile află care e situația parcului respectiv, o vor și schimba. Următorul tip de strategie este o strategie de colaborare. Presupune o atitudine pozitivă față de factorii de decizie. Începe cu mesajul, este problema noastră a tuturor, suntem cu toții responsabili de rezolvarea ei. Și presupune dialogul cu toți cei interesați pentru a găsi cea mai bună soluție la problema abordată. Și un al treilea tip de strategie este strategia de confruntare. Nu merge cu binișorul, trebuie să încercăm cu puterea. De exemplu, Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea, pe care ați văzut-o în primul filmuleț, este în momentul ăsta într-o strategie de confruntare cu autoritățile. Autoritățile au fost informate, știu care e situația, știu care sunt necazurile oamenilor, am tot căutat soluții, ne-am așezat la masă, am dialogat, nu merge și nu merge, atunci mergem la protest. Nu orice strategie de confruntare presupune protest, pot fi folosite și alte instrumente de advocacy. Ideea e că în momentul unei strategii de confruntare, grupul sau organizația își folosește puterea pe care o are față de factorii de decizie și le arată că au ceva de pierdut dacă nu adoptă soluția propusă. Astea sunt cele trei tipuri de strategii de advocacy și, așa cum spuneam mai devreme, în viața reală cu toții folosim elemente din fiecare dintre aceste trei strategii. E destul de complicat să reușești într-o campanie folosind doar o singură strategie. Și iarăși mă opresc un pic să vedem dacă avem întrebări noi sau îmi spui tu, Ana, dacă avem, că pari mai, că te pricep mai bine. Da, cineva ne întreabă cum se previne întreruperea ciclului plan de acțiune, acțiune, creșterea grupului. Cum se previne? Sunt lucruri care nu se pot preveni și uneori ciclul se întrerupe și gata. Pentru, din vari motive. Oamenii nu mai au energie, au avut multe insuccese și atunci nu mai pot să meargă mai departe. Ce poți să faci însă, ca organizator comunitar, să zicem, este să-i ajuți pe oameni să-și vadă victoriile, să-și recapete energia, să se odihnească atunci când au nevoie, în așa fel încât să se reîncarce și să o ia de la capăt. Nu e întotdeauna ușor, e nevoie de foarte multă atenție la dinamica de grup. Oamenii se ceartă între ei, au conflicte, apar orgolii, mai ales într-un grup mic. Un alt lucru care este iarăși important este să încercăm mereu să aducem, să avem membership nou, în așa fel încât atunci când cei mai vechi obosesc, să fie întotdeauna alții noi care să poată să preia ștafeta. Un număr destul de mare de membri este iarăși important, pentru că oamenii își pot împărți sarcinile și atunci încărcătura nu pică numai pe un singur om. În general, e nevoie de multă atenție la dinamica de grup și la felul în care noi oameni intrăm mereu într-un grup, în așa fel încât să fie tot timpul cineva care să preia ștafeta. Mulțumim. Cineva ne întreabă dacă un grup de inițiativă poate să aplice pentru linii de finanțare, astfel încât să dezvolte proiecte în comunitate. Sunt câteva linii de finanțare care acceptă, care finanțează și grupuri de inițiativă. Un exemplu este Fundația Comunitară București, care finanțează și proiecte ale grupurilor de inițiativă, de altfel unele dintre grupurile noastre au avut proiecte finanțate de Fundația Comunitară București. O altă soluție este parteneriatul cu organizații neguvernamentale și atunci organizația devine aplicantul
Și grupul de inițiativă este un fel de beneficiar al finanțării. Am avut situația asta chiar cu grupul de inițiativă din Lacul Tei, care a avut un parteneriat cu Asociația Studio Bazar. Studio Bazar a aplicat pentru finanțare și a construit în parcul circului Centrul Comunitar Tei, care acum este în fine administrat de grupul de inițiativă. Acum, mie mi se pare că în ultimii ani, pe măsură ce au început să apară din ce în ce mai multe grupuri de inițiativă, și finanțatorii au devenit un pic mai atenți și își dau seama că aceste grupuri reprezintă o componentă importantă a societății civile și încep să găsească soluții pentru finanțarea lor. Până acum câțiva ani lucrul ăsta nu era posibil. O altă sursă de finanțare proaspătă este nou deschisul Fond pentru Democrație, care primește și idei din partea grupurilor de inițiativă și cu siguranță vor găsi o formulă juridică de a finanța și astfel de grupuri, chiar dacă nu sunt înființate juridic. Mihai ne întreabă dacă sunt grupuri cu același obiectiv final, dar abordează metode diferite. Ce se poate face? Pot să lucreze împreună. Asta se întâmplă în multe situații, în campanii de advocacy duse de organizații neguvernamentale. Sunt organizații care au obiective asemănătoare, protecția mediului, de exemplu, dar tactici și totuși tot e diferite. Unii merg pe strategii de confruntare, alții merg pe strategii de colaborare. Situația ideală este aceea în care cele două tipuri de organizații își înțeleg și acceptă strategiile, înțelegând că nu există unica strategie bună și aia este așa cum fac eu, ci pe diverse abordări aduc diverse tipuri de rezultate. Și situația ideală este aceea în care avem the bad cop and the good cop. The bad cop este cel care creează tensiune, face confruntare, pune presiune agresiv pe autorități și the good cop este cel care, pe fondul tensiunii create de the bad cop, poate să aibă spațiu de dialog și negociere cu autoritățile. Important în genul ăsta de situație este ca cele două organizații să știe una de alta și să agreze acest lucru. Este important ca organizația care merge pe dialog și negociere să nu piardă din vedere obiectivele pe care le are organizația care a creat tensiune. Mie îmi pare o strategie foarte deșteaptă, dar care necesită foarte multă maturitate din partea ambelor părți. Mai luăm o întrebare și continuăm? Da. Considerând strategia de confruntare un ultim pas, există o strategie următoare acesteia, mai ales dacă niciuna din cele folosite anterior nu a dat roade? Iarăși, combinații dintre cele trei. Într-o strategie de confruntare, de regulă, organizatorii trebuie să aibă grijă în așa fel să crească tensiunea. Adică următoarea acțiune să fie întotdeauna mai puternică decât precedenta. Uneori se întâmplă că după tensiune poți să te întorci la dialog, poți să cumva să dezamorsezi și să porți dialog deja pe alte poziții decât l-ai purtat înainte, pentru că ți-a arătat puterea și deja stai la masă pe o altă poziție. Deci poți să te întorci la dialog, nu e ușor, trebuie să faci niște lucruri ca să dezamorsezi tensiunea, dar se poate. Deci mergem mai departe? Da, putem. Sau mai avem întrebări? Ok. Cred că un ultim slide mai am despre advocacy. Spuneam că ultimul pas în strategia campaniei de advocacy este să stabilim ce instrumente folosim, ce tactici, ce acțiuni concrete. Am pus aici câteva exemple, dar practic un instrument de advocacy este orice nu este interzis, iar uneori chiar și ce este interzis, dacă ne ducem un pic către nesupunere civică. Am pus petiții, scrisori, audiențe, pentru că sunt cele mai des folosite, iar aici e important, cum să spun,
puțină imaginație în jurul, în jurul acestor instrumente care sunt destul de seci. Ca să dau așa câteva exemple, o petiție semnată de câteva mii de susținători ai unui grup de organizații din domeniul autismului, în loc să fie depusă la registratura ministerului, ministerelor, că erau două ministere plus guvernul destinatarii acestei petiții, deci în loc să fie pusă într-un plic și depusă la registratură, a fost predată celor trei instituții cu un marș. S-au strâns spre 100 de persoane. Nu sunt foarte multe, dar erau persoane venite din toate colțurile străzii, din toate colțurile țării și cumva apartenența lor la Iași, Craiova, Timiș a fost marcată cu niște bannere. Deci oamenii ăștia au mărșăluit între aceste trei instituții și au depus aceste petiții cu surle și trâmbițe. A fost foarte bine pentru că, în afară de faptul că au primit o petiție, instituțiile respective au văzut că există susținere în spatele, în spatele acestor hârtii. A fost bine pentru că marșul respectiv a atras atenția mass media și în felul ăsta o simplă petiție a devenit un eveniment de presă care a deschis niște uși la ministerele destinatare. O altă acțiune în jurul unei petiții care mi-a plăcut a fost organizată acum câțiva ani de Asociația Studenților din România, care tot așa avea o petiție semnată de un număr destul de mare de oameni. În loc să o pună în plic, să o ducă la guvern, au lipit cu scoci colile unele de altele și au făcut un șir lung de niște metri de hârtie și în felul ăsta au dus într-un fel de, în fine, marș de hârtie, petiția la Guvernul României. Deci, chiar și atunci când vorbim de instrumente de advocacy care sunt seci și plicticoase, putem să ne punem puțin imaginația în mișcare și să gândim niște acțiuni interesante care să le însoțească. Alte instrumente clasice sunt dezbaterile publice, acolo unde factorii de decizie pot să audă opinia unor factorilor persoanelor interesate de subiectul respectiv, opiniile unor experți, opiniile altor instituții. Participarea la ședințele Consiliului Local, acolo unde se poate, și spun asta pentru că în București, de exemplu, deși legea spune că ședințele Consiliului Local sunt publice, e foarte greu să pui piciorul în sala de ședință a Consiliului Local. Folosirea de materiale vizuale, și aici iarăși imaginația este limita. O serie de evenimente, din nou imaginația este limita, pot fi evenimente prietenoase pe modelul expoziții, flash mob, sau pot fi evenimente ceva mai agresive, marșuri, pichete, proteste. Este extrem de importantă folosirea mass media. Și aici avem clasicele conferințe de presă pe care nu prea le mai facem. Comunicate de presă, reportaje, dar mai ales invitarea mass media la absolut orice acțiune de campanie care poate să fie interesată și cumva cointeresarea mass media pe subiectul campaniei. Cum spuneam, sunt câteva exemple. Am găsit noi la un moment dat într-un manual o listă de câteva sute de instrumente de advocacy. Imaginația este limita, orice nu este interzis poate să fie un instrument de advocacy atâta vreme cât are ca țintă un factor de decizie și evenimentul respectiv își propune să convingă respectivul factor de decizie să facă ceva. Ne apropiem de final și pentru final am făcut așa un ultim slide care se numește Tips and Tricks. Am încercat să adun aici câteva lucruri care mie mi se par utile pentru orice organizator sau pentru orice persoană care se implică în organizarea unei campanii de advocacy. Primul este să folosiți fiecare acțiune pentru a recruta noi susținători. Un exemplu clasic este chiar petiția. De obicei strângem semnături pentru petiții. Ce se mai poate face în plus este să colectăm și datele de contact ale persoanelor care semnează, desigur, cu aportul lor, și să invităm la acțiuni următoare.
în măsura în care timpul ne permite, atunci când omul semnează petiția, îi se poate spune mai mult despre campanie, poate să fie un pic cointeresat, poate să fie întrebat dacă dorește să devină voluntar în grupul sau pentru organizația noastră, dacă este dispus să participe la alte acțiuni. Deci, cumva, chiar și o simplă petiție poate să fie, un pretext pentru a recruta noi susținători în campania respectivă. Pot fi de asemenea organizate evenimente speciale pentru a, pentru a atrage susținători într-o campanie de advocacy. Sărbătoriți fiecare mică victorie. Apropo și de întrebarea cu ce facem să nu se întrerupă ciclul. Noi am observat în munca noastră cu cetățenii și vedem chiar și la noi în organizație, că de foarte multe ori ne uităm la ce nu este bine și la ce nu are succes, dar uităm să vedem victoriile. Și atunci când lucrez cu un grup de cetățeni, este foarte important să-i ajut pe oameni să sărbătorească fiecare mică victorie. O audiență care a mers bine, o promisiune obținută, un articol într-un ziar mai important, reprezintă o mică victorie care merită sărbătorită și care cumva dă un pic de energie nouă și un pic de elan grupului. Iarăși e important să faceți publice victoriile și către publicul larg, dacă se răspunde, sau larg sau mai puțin larg. Dacă, de exemplu, primiți răspuns pozitiv la o petiție, este foarte important pentru oamenii care au semnat petiția respectivă să afle că au primit un răspuns. Foarte rar facem asta, de obicei este ceva ce uităm. O cheie în campania de advocacy, așa cum cred că am zis și mai devreme, este identificarea precisă a factorilor de decizie și mai ales a ce pot face ei pentru rezolvarea unei anumite probleme. E foarte important că atunci când te duci la primar să știi ce trebuie să facă primarul și să-i ceri ceea ce el poate să facă. Când mergi la un consilier local să știi ce poate să facă consilierul local și să-i ceri ce poate el să facă. Și tot așa la un director de departament sau altcineva. Un alt tip este să nu neglijăm niciun nivel ierarhic atunci când identificăm factorul de decizie pe un anumit subiect. De multe ori uităm de diversele departamente tehnice care, chiar dacă nu au putere de decizie formală, informal pot să ne deschidă multe uși și ei sunt cei care pun virgula și punctul în document sau în etichetă de care e nevoie. O altă chestiune este să folosim mesaje simple și clare și, în general, să keep it simple and smart. Cam asta am avut de povestit. Mai avem oare întrebări, Ana? Da. Care sunt cele mai eficiente instrumente de advocacy din experiența ta? Nu există o analiză. Noi n-am făcut o analiză care să ne arate care sunt cele mai eficiente instrumente. Eu nici nu cred că un instrument este mai eficient decât altul, ci folosirea lor împreună este ceea ce contează. De exemplu, cea mai ușor de ignorat acțiune este petiția. Dar nu poți să faci nicio campanie până nu scrii și pe hârtie și îi spui factorului de decizie, noi dorim asta. Important e ca petiția să fie urmată de, nu știu, o cerere de audiență sau de niște reportaje în presă sau de alte acțiuni. E greu de spus că într-o campanie de advocacy ăsta este instrumentul X, este cel care cântărește cel mai greu. Importantă e folosirea lor cu inteligență. Ce contează într-adevăr foarte mult este să poți să arăți susținerea unui număr mare de oameni. Uneori contează foarte mult expunerea în mass media pe care are problema pe care vrei să o ridici. În general, atunci când te gândești la ce contează cel mai mult, trebuie să te gândești la omul căruia te adresezi, că e primarul, că e consilierul X, consilier local X sau că e directorul de nu știu unde. Trebuie să te gândești un pic ce contează pentru omul ăsta. Contează să nu-și facă imagine proastă, contează să
nu se râde de el, contează să apară în presă într-un fel pozitiv. Și atunci trebuie să folosești niște tactici care răspund acestui interes sau care sugerează că interesul acela poate să fie afectat negativ dacă omul nu face cum zici tu. Mai avem întrebări? Mulțumim. Încă o întrebare. Unde putem găsi mai multe resurse și informații despre pașii dintr-o campanie de advocacy? Este site-ul CR. Adresa este www.c-re.ro. Acolo se găsește o secțiune de resurse, unde găsiți un manual de advocacy la care ne-am străduit foarte mult, care arată foarte bine și are foarte multe informații. Foarte multe dintre ele se bazează pe experiența noastră proprie sau pe experiența grupurilor cu care lucrăm. Există de asemenea niște fișe sintetice pentru cine n-are timp și răbdare să citească mai mult despre cum folosești legea 544 pentru a obține informații de interes public, despre cum organizezi un protest, despre cum scrii o petiție. Le găsiți pe toate pe site-ul nostru, ne găsiți și pe Facebook și oricând puteți să trimiteți un mesaj în care să cereți o informație sau alta. Mulțumim. Apropo de petiții, trebuie adunat un anumit număr de semnături? Nu. Există o lege care obligă autoritățile publice să răspundă la petiții primite de la cetățeni. Singura condiție este să nu fie anonimă. Deci este suficient un singur om, în așa fel încât o petiție să fie înregistrată și autoritatea să fie obligată să răspundă. Însă, cu cât petiția are mai mulți susținători, mai mulți semnatari, cu atât organizatorii arată că au mai multă putere. Deci nu există un număr standard, dar cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine. Mai mult decât atât. Uneori, mai bine decât o petiție semnată de 60 de oameni, e să avem 20 de oameni care scriu fiecare dintre ei o scrisoare primarului sau consilierilor locali sau trimit un e-mail. Deci chiar dacă nu există un număr, de la numărul ăsta în sus e petiția valabilă, cu cât poți să arăți mai multă putere și cu cât poți să arăți mai mulți oameni dispuși să facă un efort pentru rezolvarea unei probleme, cu atât mai bine. Mulțumim. Mai avem o întrebare. Dacă vrem să căutăm grupuri de inițiativă deja formate, unde putem să le căutăm? Este o bază de date undeva publică sau? Noi, după ce am lucrat multă vreme individual cu grupuri de cetățeni, am început să lucrăm la formarea unei rețele, începând să oferim acestor oameni spațiu de a lucra împreună. Așa s-a format Rețeaua Civică București. Dacă căutați pe Google, găsiți site-ul lor și acolo sunt trecute datele de contact ale organizațiilor membre ale grupului, datele de contact ale grupurilor membre ale rețelei. De asemenea, o căutare simplă pe Google, grup de inițiativă, grup de cetățeni, poate să vă arate o serie de rezultate. Mai apărut o întrebare. Petițiile semnate online au aceeași valoare cu cele tradiționale? Legal au aceeași valoare cu cele tradiționale. În realitate, însă, mie mi se pare că de multe ori pixul pe hârtie, care arată un efort pe care oamenii l-au făcut, poate să conteze un pic mai mult decât o listă de nume care s-a strâns pe internet. Sigur că petiția online poate să strângă mai multe semnături, dar altfel cred că orice arată un efort pe care oamenii l-au făcut să spună primarului nu-mi convine chestia aia, contează mai mult. Mulțumim. Orice întrebări mai aveți, puteți să ne le adresați direct Oanei sau nouă. Oana, cred că poți să prezinți tema pentru casă. Să prezint tema. Bun, deci Ana mi-a dat tema asta. Ana mi-a dat temă să vă dau o temă pentru acasă. Și am pus aici
câteva, nu știu cum să le zic, întrebări. Practic, ce-am vrea este să vă gândiți în calitate de cetățean ce ați putea face pentru a vă mobiliza vecinii pentru rezolvarea unei probleme. Și am pus aici 5 puncte. Să vă gândiți la o problemă care vă deranjează. În blocul, cartierul în care locuiesc sau orice alt tip de spațiu, mă deranjează. Că scara nu este, blocului nu este zugrăvită, că lipsesc coșurile de gunoi de pe stradă, lucruri de genul ăsta. Apoi, să scrieți o petiție scurtă, maxim o pagină, prin care să cereți instituției responsabile să rezolve respectiva problemă. Apoi, vă gândiți la 3 vecini pe care ați vrea să-i convingeți să scrie și o petiție asemănătoare și vă gândiți ce le-ați spune. Pentru tema pentru acasă, trebuie să scrieți mesajul pe care vreți să-l transmiteți celor 3 vecini în câteva propoziții. Apoi, și ultimul punct, cum ați face ca, pornind de la cei 3 vecini de mai sus, să atrageți și alți susținători. Asta este tema pentru acasă. Poate să rămână Ana undeva, că eu nu cred că e ușor de notat. Da, sigur, o să le trimitem pe e-mail. Exact, exact. Deci, mulțumim mult, Oana, pentru timpul și lucrurile împărtășite cu noi. Iar vouă tuturor vă mulțumim pentru prezență și atenție. Revenim zilele următoare, cum spuneam, cu un mail de follow-up, cu prezentarea și tema de casă. Acum mă grăbesc să închidem webinarul repede pentru a porni formularul de feedback. Mulțumim, Oana. Acum o să închidem webinarul. Eu.